Pentru pansarea unei julituri sau tăieturi, asigurați-vă că toate produsele necesare procesului de pansare se află cât mai aproape de pacient pe aleză, astfel încât să vă fie la îndemână în procesul de pansare propriu-zis. Dezinfectați-vă mâinile cu Sterilium Protectant Care Gel și aplicați mănușile de examinare. După curățarea antiseptică a rănii și a pielii din jurul acesteia cu ajutorul soluției Hydroclean Solution, desfaceți ambalajul pansamentului Atrauman AG. Scoateți pansamentul din ambalajul steril, păstrând ambele folii protectoare aplicate. Ajustați-l la dimensiunea rănii dacă este necesar. După îndepărtarea uneia dintre foliile de protecție, aplicați pansamentul pe rană, apoi îndepărtați cealaltă folie de protecție. Acesta se va schimba la fiecare pansare. Peste Atraumana G se aplică una-două comprese sterile Medicomp Extra. Ambele pansamente se vor acoperi cu fașa elastică autoadezivă PH Haft. Pentru a aplica corect PH Haft, se desface capătul rolei feșei autoadezive PH Haft și se rulează circular de-a lungul brațului sau piciorului până când ați acoperit întregul pansament. Repetați mișcarea de două ori sau de câte ori este necesar, astfel încât fașa să se lipească de ea însăși. Nu aplicați presiune peste zona pansată. Când ați acoperit întreaga zonă, tăiați fașa de restul rolei și apăsați încet până se lipește de restul feșei aplicate. Nu necesită fixare suplimentară.